Oh. Check it out, boys. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Gold Rush The Game. Vă mulțumesc pentru susținerea acordată de la episodul anterior. M-am bucurat să văd că vă place și, într-adevăr, este interesant joculețul. Acum că avem ceva bănuți și ar trebui să dau și sunetul mai încet, nu știu ce se aude aici, poate îmi spuneți voi. Ia ascultați. Se aude ca și cum ar ploua, dar nu plouă. Deci că se face popcorn în mașină, nu știu dacă se aude. Și da, cam aceasta este mașinuța noastră, nu mai reparăm nimic la ea, o lăsăm așa. Data trecută, dacă nu ați văzut episodul, am vândut aurul pe care, pe când ne-a porneam motorul, așa, am vândut aurul pe care l-am obținut din greu și acum mergem să upgradăm, să zicem așa, stația noastră și trebuie să ne ducem până la magazin ca să cumpărăm câteva chestii. Suntem la parcela lui Arnold. Dar ne ducem momentan aici la semnul cu dolar, fac stânga de asemenea. Îi mulțumesc lui Adrian Dinu, care a devenit membru, să spunem așa, din, de ieri. Mai, și naiba mă, unde mă duc? Mai era drum ăla, dă-i cu spatele. Am pus în colțul din stânga membrii, mă rog, ultimul membru de pe canal. Și acela este Adrian pe care îl vedeți acolo. Așa că o mică recompensă, încă suntem în teste cu feature-ul acesta, nu știu dacă vreau să-l păstrez la toate episoadele, dar momentan îl ținem. Na, ca să se mai vadă și membrii pe ecran acolo, să zic Adrian Dinu, mamă ce tare sunt Adrian, dacă te uiți la episod, lasă un comentariu, să te vedem și noi. Pentru că, dar recută, Ionuț nu a lăsat comentariu, momentan când filmez eu, și trebuie să pun o frână babană de mână. Dă-i în față, dă-i în față, perfect. Și ne oprim aici. Bun, hai să ne dăm jos și să cumpărăm ce avem nevoie. Ne întoarcem iarăși la magazinul lui. Cum ne va îl chema pe nenea asta? Îl chema Steven, da, la magazinul lui Steven. Și ne trebuie câteva chestiuțe. Hai să ascundem noi treaba aia acolo și să ne uităm. Oh, să fie o mare bătaie de cap la jurnal. Uite aici. Da, deci noi am fost data trecută. Pe pagina aceasta am reușit să adunăm câteva bucățele de aur cu pâlnia noastră și ne va fi asta cu farfuria. Trecem mai departe și cumpărăm un generator mic pentru apă, small diesel water pump. Nu o să mergem pe electric, mergem pe diesel că este mai ieftin. Așa, adăugăm o dată în coșul de gunoi, în coșul nostru. Flat water hose și thin water hose, două cablaje pentru apă. High voltage power cable, nu astea, astea sunt ca să treacă apa. Fat water hose, e una grasă. Vă plac grasele băieți și thin water hose. Boom, there you go. După care, avem nevoie de un water filler, two hog pan mats. Deci două chestii de astea pe care le-am folosit în episodul anterior. Două, ați auzit bine, trebuie să mă duc mereu aici ca să verific. Hog pan pump și hog pan sluice box extension. Ăsta odată. Ăsta odată. Mulți bănuți, deci se presupune că noi am farmat data trecută acolo și am făcut rost de bani. Pe noi ne-a ajutat jocul că am găsit aur când săpam. Dar ne ducem din nou și ne uităm. Deci acestea sunt toate. Ne trebuie water filter, care nu știu unde. O să ajungem să cumpărăm și nebunelile astea mari la mii de dolari. Le vedeți, le vedeți. Water pump, water, nu, water filter. Filtru, filtru, filtru. O să ne trebuiască un jerrycan. Ok. Pot să car combustibilul cu el. Corect, corect. O fi în spate aici? Nu știu. Baterii. Aha. Asta e. Water filter. $100? God damn. Al naiba filtru. Bun. Cred că avem cred că astea sunt toate. Ia să mă duc să văd cât costă. 648. Am comandat tot, ne-a ajutat Steven care e o fantomă. Da, deci astea și după aia le asamblăm. O să fie mult mai ușoară munca noastră. Pe partea cu apica, să zicem așa. Hai să dăm asta jos și să încărcăm tot ce trebuie. Văd că are deja ceva combustibil în interior, dar o să mergem să alimentăm și noi. Acest furtun, nu știu ce-mi vine, zic cablu. Asta nu știu cum o să încapă neapărat.
S-o punem așa. Oare sare din portbagaj? Chiar nu știu. Și ne trebuie și acest jerrycan, pe care o să-l dăm noi jos la loc, dar e în regulă, că trebuie să-l umplem. Hai să pornim și noi motorașul. Oare dacă se strică mașina, cine va face? Dar nu cred că se strică. Opa! Mai rămas cu 1100 de dolari. Am rupt ceva. Hai să ne băgăm noi pe partea cealaltă și țin minte de data trecută să parchez mai departe de pompă. Ok, nu chiar așa departe de pompă, dar puțin mai departe, pentru că... Dă-te jos. Data trecută, abia dacă am reușit să alimentez. A, mi-a sărit cumva din spate jerrycan-ul. De ce nu mai e jerrycan-ul? Ce se aude, bă, la biserică popa bate clopotul. Bun, voi fi mai atent cu tine. Văd că mi-arată să umplu aici, dar nu vreau să umplem nimic. Pot să mă mai dau și jos? Da, pot. Oare pot să dorm în joc, că se face seară? Probabil când am lovit mașina sau ceva a sărit sau habar n-am, în fine. Hai să alimentăm, nu mai e problemă. Uite, așa, dă-te jos. Pe partea asta. Bun, bagă la mașină aici. Preț, bagăm 200 de dolari. Da, alimentează-mi o dată. Iar a doua oară, te luăm pe tine. Haide. Ok, văd că nu merge așa, trebuie să deschid asta. Stai jos. Tu. Full, full. 20 de litri. 50 de dolari. Bă, da, scumpim o combustibil aici. Sau? Nu. Fără de astea. Așa. Sunt curios cât am alimentat. Ia, pornește motorul. A? Full? Nah, aproape de full. E ok. Se pare că eram pe drumul bun. Hai să vedem cum ne-ai cu dormitul în jocul ăsta. Văd într-adevăr cabana. Sau ce-o fi în zona aceasta. O să parcăm. Aaaa! Am lovit mașina. Da, o să parcăm aici. Mai e jerrycan în spate? Da, totul este intact. Hai să vedem. Use. We're sorry, but the hotel is closed at the moment. Come back on home winter comes. Întoarce-te când vine iarna. Păi e iarna deja aici, nebun. N-avem decât să mergem la zona noastră și poate putem să dormim aici. Mă gândesc. Adică, na. Am ajuns oarecum. Acum să vedem unde ne ducem. Deci ăsta mare zice machine store. Tent. Ok, rulota caravan. Hai să mergem în față la caravana dragostei. Să vedem ce naiba se întâmplă acolo. Și dacă pot să dorm în caravană, că văd că e focul făcut deja. Și o muzică în jocul ăsta, zici că mă joc un joc horror. Bat clopotele, nu știu ce naiba. Use. Ah, pot să dorm, god damn, yes. Hai să dormim. Deci la momentul de față este 6. Cu 6 ore vine 12. Hai să dormim în 16 ore, să zic. Că sunt foarte obosit. 16 ore. Tragem pe dreapta și este dimineața. Ce mă interesează pe mine este să... Am dat 150 de dolari. Ce mă interesează pe mine este să fie foarte multă lumină pe videoclip, ca să se înțeleagă ce naiba facem aici. Altfel nu are sens. Mi s-a părut că am văzut o căprioară, dar era umbra. Ok, hai să... Oh my god, aici era porcăria asta. Era băgată în interior și n-am văzut-o. Lasă, hai, avem două. Una pentru mașină. Cum car ăsta. Ok. Deci, data trecută, dacă nu ați văzut, cam aceasta era operațiunea noastră. Sap, pun pământul aici, torn apa peste și cam aia e tot. Dar, acum, vrem să automatizăm puțin de tot treaba și o vom face în felul acesta. Aducem toate itemele. Ok. Așa, aducem ăsta încoace. Nu știu dacă merge unit direct. Da, merge. Look at that, boys. Tu, du-l aici. Cred că o să tragem cumva de acolo apa sau ceva. Hai să ducem furtunul. Și trebuie să punem filtrul pe furtun. Uite, asta nu știu pentru ce am cumpărat-o. Punem iar?
Nu dau seama exact de ce am cumpărat din nou asta. Mă rog. O fi de rezervă. Habar nu am. Dar e ok. Dă-mi asta roșie. Care una intră în... Vedeți, una trage apă și bagă în motorașul ăla. Atașăm așa. A? Vrea? Bun, am pus și filtrul de $100. După care astea două vin în extensie. S-ar zici că sunt, vai mamă, cât olimpic. Și cam asta e tot. Cred că nu mai vrea să sară băiatul. Uite și m-am blocat. No, 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 god damn it, fă ceva, no, minunat, dubla 2, deci luăm furtunul ăsta și unde exact îl atașez aici, what, aha, aha. Ok, îl las așa. Sau trebuie să-l bag în apă, oare? Ia. Trebuie mai întâi să alimentăm nebunia asta. Unde am pus jerrycan-ul ăla? Aha, uite aici, ăsta e dopul. Și pe undeva avem un jerrycan, uite-l. Cred că linia roșie înseamnă că este plin. Da, da, da. Superb. Așa. Apa... Căpățâna asta putem să o ducem în partea aceasta. Ce zice click dreapta? Wind the cable. Stai în apă aici. Cred, nu știu nici exact cum funcționează. 100%. După care celălalt capăt. Small diesel water pump. Ok. Unul știu că intră în spate aici. Aha. Acum înțeleg, noi am luat ăsta nou pump. Oh, de-aia ne trebuia mă unul nou. Da, da, da. Wash it all away. Acum e șmecheria, băieți, că avem pompă de apă. Da, era nou pump, ok. Și-l aruncăm în natură așa, lăsăm acolo. Foarte bine. Bun, deci am alimentat. Trebuie ăsta cumva să pornească. Dar ceva lipsește. Aici nu curge apă. Ăsta nu cred că trage apă. Nu, 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 oprește-l. Oprește-l, oprește-l. Water pump filter. Cred că de aici intră, mă. A? Gata, mă, ia uite-l. Ia dă-i gogule. Și avem apică, băieți. Și acum pur și simplu pot să iau eu găleata, lopata și să turnăm. De ce nu merge? A, ia stai să dau eu use acolo. Da, 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 gold digger. Și normal ați văzut că eu trebuia să dau cu găleata mereu. Ceea ce era super aiurea. Acum sunt mare boss. Ne mai trebuie doar un excavator și ăla e. Bine, e ciudățări că noi găsim aur deja în pământ. Da, mă rog. E ca să încearcă jocul să ne ajute să ne mișcăm mai repede. Ne-ar trebui vreo 2-3 persoane să pună nisip aici pământ. Dar ce părere aveți, băieți? Începutul de automatizare pentru noi. Lol, s-a schimbat... Bă, s-a schimbat jos, să-i zic, membrul. Și s-a pus și peste iconiță. Am reparat și membrul, mersi frumos, Crestfire Gaming, presupunem. Ok, perfect. Da, v-am zis, nu știu dacă o să păstrez permanent treaba asta cu membrul, dar momentan mi se pare interesant. Așa. Ideea care e aici? Să umplem toate astea la 100%, după care ați văzut că le spălăm de aur. Problema e că se consumă foarte multă apă la momentul de față, chiar dacă e turnată înapoi. Nu mă mișc eu destul de repede. Găsi 3 nugget de 34 de grame. Nu știu dacă se observă.
Dar am să fac ceva aici, băieți. God damn, am 400 de grame de aur și nici măcar l-am procesat încă. Aoleu, am găsit în pământ, cred că 200 de grame de aur. Vai, mamă, ăsta e tot. Bun. Hai să mergem să oprim treaba aia acum. Thank you, thank you. Ți-ai făcut treaba. Stop, 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 stop. Gata și cu apa. Mai curge? Nu mai curge. Perfect. Și acum vom lua... De fapt... Știu de unde am pus găleata. Umplem cu apă. Sunt tare curios acum să vedem cât aur facem. De cât aur facem rost. Pentru că data trecută erau 50% astea. Hai să le spălăm bine de tot. Deci e spălată? There's no gold. Ok. Mai ieșit la de deasupra. Ok, ok, ok. După care luăm găleata. Vărsăm aici. Și hai să vedem. Până la urmă, corect? Ok, le separăm. Nu foarte mult. Ia să vedem ce avem, 400 de grame. Pe noi ne interesează bucățelele mari pe care le ia cu penseta. Alea ne dau mai mult. Câte 2 grame. You need to clean the water. Are dreptate, bă. Și dacă mai vărs iar? Mai era doar una. Ok. Hop, apă curată, mă. Deci vine să bei din ea. Perfect, perfect. Nu mă lasă să pun, de ce, că e de la altă... E de la alta oare? Sau care-i faza? Uite, ăla mic mă lasă să-l iau, da. Pac, l-a tras. Na, nu știu, cred că o să fi gliciuit acolo. Cred. Ok. Toarnă aici. Și hai să vedem, băieți, despre ce e vorba. Le separăm ușor, ușor, ușor. Dăm apa la o parte. Și... câteva grame tot luăm. De vezele nu le mai diclește că sunt ascunse sau ce mai e. Cred că e glitch din joc. Că nu le diclește, nu? Sau care-i faza? Nu știu, ziceți, poate la noi aur și mă înșel eu. I don't know. Nu știu. Hai să le zguduim bine de tot. Avem câteva bucățele noi. Sau poate nu erau destul de curate? Ca să le luăm? Chiar nu știu. 430. Migăloasă treaba, dar acum înțelegem de ce este atât de scump aurul. Nu? De încoace. Ultima. Dar nu cea din urmă. Ok, le-am zgâduit bine de tot. Ar fi fost tare să avem o sită ceva, dar nu știu cum ar fi funcționat. Și să rămână doar aurul. Văd o bucățică acolo. Ce mă, s-a pierdut. O vedeți și voi? Nu știu, hai să o zguduim puțin, o băgăm înapoi în apă. Oh, văd mai multe bucățele. Ia. Aha. Și avem un 400, 43, 45. Cred că o să facem ca lumea, bă, nu zic data asta. Să ne luăm măcar un excavator ceva. Pentru că o să vă arăt imediat. Uite, mai văd o bucățică acolo. Trage și pe aia. Și nu mai stau să mă uit. La gunoi. Perfect. Hai să lăsăm asta jos. Hai să spălăm și noi nebunia asta. O umplem la loc. Perfect. Și dacă ne uităm în jurnalul nostru, vedem că următoarea etapă este să ne ducem la warehouse și să cumpărăm toate nebunelile astea cu excavator mare de tot. Și ne ducem la heavy equipment store și ne cumpărăm, vedeți? O să fie nebunie în episodul viitor cu excavatoare de alea mare, să fie fun. Deci înseamnă că trebuie să obținem mulți bani de data aceasta.
Am oprit tot, deci astea le lăsăm aici momentan. Hai să salvăm și noi în caz că nu ne-a salvat joculețul. New save. Alright. Save the game. Overwrite. Perfect. Ce zice? S-a stricat motorul? Bateria? What? Și ce pot eu să-i fac? Uite, tocmai ce întrebam la începutul episodului, că... The battery is discharged. Nu, băieți, trebuie să luăm bateria și să aducem alta nouă. Și nu știu cum ne-ai aduc eu alta nouă, că nu mai am altă mașină în afară de asta. Detach. Da. Bă, da, am mers pe jos, băieți. Mi se părea lung drumul cu mașina, da, pe jos. Două sloturi, adică... Mă rog. Ar trebui să fie aici în față și trebuie să mă întorc. Pune-o la loc! Sunt repairman, sunt mecanic, sunt tot ce vrei, pune astea. Merge? Hai că vă șuruburile. Screwdriver, că avem crowbar-ul. Screw... Prinde-l bine, prinde-l bine. Ok. Bun, capota. Hai să mergem. Nu mai avem nevoie de lumini. Dai. Ok, nu credeam că jocul acesta este atât de realist încât dacă lași luminile aprinse, se duce bateria. Dar mă rog. Și că este un serial în viața reală care se numește Gold Rush sau ceva în genul. Chiar mi-ar plăcea să îl văd, dar nu în România, cred că e în America sau nu știu. Unde am zis că mă duc eu? A, era la intrare, mă? Nu, nu era la intrare, că am venit prin altă parte, aici dăm cu spatele. Mi-ar plăcea să văd cum se descurcă băieții, cum fac roz de aur. Bun. Tipul ăsta e pe aici, dacă nu mă înșel. Bă, da, am mers pe jos încât știu drumul pe de rost acum. Așa... Că fac driftul cu mașina asta, că trag frâna de mână. Că frâna normală nu e așa agresivă. E spar farul, dar e ok. Dă-te jos și tătăiță, ți-am adus aur. Acum, ideea e că pot să vând direct o gold ore. Deci să vând exact tot ce am găsit. Și ne dă 7000. Dar aș vrea să încerc. Zice smelt, gold smelting, 194 de grame. Ounces smelted. Și să facem un lingou de aur. Smelt the gold. I melt with you. It will take some time before the blacksmith. You will be notified when that happens. Ok, deci trebuie să așteptăm acum ca să ne facă aurul. Vreau să văd dacă merge așa să facem mai mulți bănuți. De asemenea, de aici putem să vindem restul. Sau, nu știu, așteptăm să se facă ăsta, să vedem. Time, 12 minute. În orice secundă, băieți. Ha? E gata. Smelt the gold. Pe? Upgrade. Lose. Ah, magnetit. Trebuie să facem jos de magnetit. Ok. Unde ne-ai băi aurul? Go to blacksmith and take your shiny gold. Oh. Check it out, boys. Păi și poate să mai îmi facă? Este așa. Poate să mai... Nu. Deci cred că e o diferență între... Noi avem 255 de grame minerite. Cred că sunt luate cu lopata gramele alea și nu poți să le folosești în sensul ăsta să faci un lingou. Aici doar le vinzi. Înțeleg. Deci e mai ieftin. Nu e la fel. Și avem 4000... Ok, înțeleg. Deci se pare că o să trebuie să mai jucăm dacă vrem să facem bănuțul. Nu știu de ce nu te lasă să-l iei cu tine ăsta, să-l țin inventar. Da, îl car în spate, dar mă rog, sper să nu cadă, că cred că costă ceva. Rămâne de văzut să vedem câți bani. N-am făcut chiar așa mulți, 4000. Trebuie să facem stânga și ne ducem la bancă. Hai să vedem cu spatele. Sunt tare curios cât costă lingoul acela, cât ne va da pe el. Că a fost vreo 200 de grame, parcă, 190 ceva.
din ce ne-a făcut el și după aia noi am vândut alte 200 separate unde am primit vreo $4,000. Vreau să văd pe ăla câți bani îmi dă. Să ne dăm jos. Nu știu care e faza. Bat ăștia aici la biserică în... Ok. A, poate nu trebuie să-l car cu mine? Bun, deci vedem că stoc. A, e foarte jos, mă, marketul. Nu trebuia să-l fac. De acum înțeleg. E $43 gramul, dolarul pe gram? $43 pe gram. Nu știu dacă e un preț bun sau nu, dar văd că a scăzut destul de tare. A, de fapt nu, că tot 43 era. One year. 10 days. Înțeleg. Hai să... Oh, 7000. Ok. Deci ideea e că poți să aștepți când crește la loc marketul, dar din ce văd eu aici crește foarte puțin și măcar nu crește cu $10, să zic, crește cu câțiva cenți. Deci putem să-l vindem cu 7000. Da. Și avem $11,000. Dar cred că trebuie să mai joc eu, să mai fac vreo 2-3 ture. Pentru că nu știu dacă ne ajunge, sincer să vă spun. Nu știu dacă ne ajunge pentru ce ne trebuie nouă. Deci noi am făcut asta o dată și după aia vrem să ducem la warehouse, mobile wash plant, să cumpărăm toate nebunelile alea. Vrea să cumpărăm un small excavator, hook up the mobile wash plant to the pickup. Ne trebuie excavatorul acela. Aha, care nu știu, excavatorul ăla, cred că el singur costă vreo 5-10 mii de dolari sau ceva în gen 15 mii. Deci o să mai joc puțin off-camera și data viitoare luăm tot ce trebuie și trecem la un alt nivel. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să apăsați butonul de like, să vedem ce ne mai așteaptă și data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!